De ce ai avut 7 șoareci? Nu mai contează, important e că ăsta ultimul... 7 șoareci frumoși? L-am denumit oficial simplu Bruce Willis sau Die Hard 4. Da, greu de pensionat 2. Nu prinde la nimic și am eliminat toată mâncarea. Nu trage la nimic. Nu trage la nimic. Așa. Deci i-am făcut acum un hamburger. Am pus așa. Cu ce? Am pus pâine. Da. Pâine integrală? Adică, e șoare cu gras sau e pe dietă? Am pus un strat ciocolată, un strat sămiță de afumată, de trage la ea și pisica din cartier vine și zgârie la ușă, o ținte de la... Așa, deci un strat... pâine, așa. Ciocolată, slănină, pufarine, patru pufarine, le pui așa. În cruce sau în cure? Lasă-l mă să zic așa și pe... O pralină. O pralină. Asta iar e... imediat așa. Cu trupe. Și un biscuite pe care am presărat scorțișoară deasupra. Da, știi ce mi se pare mie? Mi se pare că ai dat să-i mișul tău. Să-ți faci de asta. Gătesc mai mult pentru... credeți-mă. Gătesc mai mult pentru șoarec decât pentru mine. Am obosit decât gătesc. Și am pus trei curse în fiecare dimineață. Trei, în fiecare seară și dimineață le verific pe toate. Da. Da. Nu s-a prins nimic de săptămână și am început să elimin din casă toată mâncarea, să tragă numai la asta, că dacă omul suferă de foame... Cum adică să elimin toată mâncarea? Păi ce am eu? Ce ai? Două pungi de budincă, două plăcări. Da, m-am mâncat budincă nenorocită o săptămână. Acum e ușoare gras așa, îl trage burta pe față. M-am întrebat dacă nu cumva... E fratele lui Remy, ăla. M-am gândit dacă nu cumva vrea și niște lapte, să-i pun să combine cu budinca în burtă, să se umfle dracu în el, că nu mai știu cum. Să se răstogolească, să-l prinzi. Deci am eliminat budinca. Ai spus budinca? Pastele, că s-a băgat și la tagliatelea. Dracul, alea scumpe se băgă, alea ieftine nu-i plac. Am din alea cotura 7 minute. Da. Am eliminat tot. Fiți atenți, de o săptămână mă întreb ce dracu mănâncă. Dar ce am observat? Că de o săptămână e și mult mai rapid. Că îl văd. Când mă uit seara la televizor... Cum adică îl vezi? Când mă uit seara la televizor, trece toată bucătăria, se uită la mine cu ochii aia, face din urechi de două ori și pleacă. Deci nu mă bagă în seamă, pur și simplu. E ignorant. Ieri a fost dibuită situația. Aia. Ce se întâmplă? Îl văzui de dimineață, sprinten așa, era... Am și văzut un pic cum se duce la sală. Are... Băi, nu. Dar tot așa un pic chelios ca Bogdan Stancu? Băi, am o problemă. A dat iama, a reușit să ronțe gelurile de cicliști pe care le am. Și mi-a rupt. Păi de-aia sprinte, bă, băiatule. E clar, scoate sub 10%. Sub 10%, Usain Bolt, să-i zici. Mi-a mâncat praful de băutură izotonică, deci eu, pe mine mă ține 4 curse, mă ține, el l-a mâncat tot într-o noapte. E Speedy Gonzales, el bine... Mă dați seama ce e sub... Ce mai bate inima acum. Da, dar nu e bine să-l bei pe tot o dată, scrie pe tine. Al dracu, el nu muri. Uite, așa face jurul casei acum, de dimineață am verificat iară la... Să văd dacă am mai mâncat din praful izotonic, nu mai. Îmi mâncă toată folia de algocalmine. Îl durea o măsea, cred. Cred că azi e gen. Ce m-am gândit? Bă, bine naibii că nu mi-a găsit Viagra pe care l-am găsit. Că îl găseam dimineață, uite așa, pe spate. Acum era... Sau era coadă de șoricioaice. Din cartier. Sau era coadă de șoricioaice. Uite așa ședea la coadă cu plasele. Asta ultima a fost o glumă. Dar nu glumesc, o folie de algocalmin. Dar cine mai are, mă, algocalmin în casă? Eu! Old school. Știi că pastilele de cap, mai mult îți dau senzația că strece capul. Ele nu sunt foarte puternice. Vreau să văd. Hai să mă uit în ochii lui să văd. Bine că n-am că și pe adea. Da, vei, smecta. Da, va durere, va dodel. Va dodel. Astăzi am, deci, două strategii. Una, ori îi pun niște pastile de Viagra, nu știu dacă îmi dau doamne la farmacie. Pune niște urinal, să vezi. Și doi, dacă nu iese așa, ori îl constip până moare, ori îl dai cu smecta. De ăsta, erau laxative până nu rucesc. Îl stric eu la stomac acum. Ce s-a întâmplat? Eu am și o obsesie.
crezi? Dar de ce nu-l pui într-o roată de aia să-ți facă curent electric? Hai să o fire când vii. Ce m-am gândit, că asta cu Viagra e reală. Băi, eu am lăsat și geamul de la subsol și n-a venit nimeni. Chiar vreau să am... Băi, fiți atent, asta cu Viagra e reală. De ce? Eu am luat toate cursele care există la magazin. Toate le-am luat. Am și de aia care țiuie. Și una dintre curse, am găsit-o de două ori închisă. Așa. Mâncarea mâncată, dar el nu e acolo. Deci pe undeva trece. Sunt ochiurile de David Copperfield. Magicianul Robert Tudor. Ce m-am gândit? Care-i pe Facebook, pe că Robert. Dacă îi pun lângă slăninuță și Viagra, nu se mai poate să treacă prin... Nu mai se chide capacul. O să se oprească în zăvor. Da. O știi pe aia cu bătrânelul care se duce la farmacie și dați și mie jumătate de Viagra. Și domnule, dacă nu e toată, nu-și face efectul. Și zice, mie nu trebuie pentru chestia aia rușinoasă. Mie trebuie să nu mai fac pe pantofi. Bine, haide să trecem la horoscop, că... Da, ce-a luat Viagra o pe toată, dar așa, e că a murit, că a murit, că a murit, dar acum a închid capacul la sigur. Da. Bun. Da. De-aia știi cu bătrânul care merge la farmacie și aveți prezervative. Și zice, da, avem. Dați-mi și mie unul. Dar și poți să-l desfac aici? Hai, domnule, cum să-l desfac? Vă rog eu frumos, poți să-l desfac. Și scoate așa și derulează, zice, a, pe nu așa, doamne, că pielea am și eu mie, miez îmi trebuie. Da, hai că acum urmează la cu pungă, doriți și da. Bă, am unul nou la ala cu punga. Se cheamă double bag. Adică poți să iei o pungă dacă ea e foarte urâtă sau să iei două pungi dacă vrei să-ți pui și tu una. Pe cap. Da. Haide să... Să mai ce. Adică știi cum arată Viagra la mijloc? Nu, o iau pe toată. Ce? Știi cum arată Viagra la mijloc? Nu, înseamnă că o iei pe toată. Dar nu uitați că vorbeam de șoricel. Hai. A, da, ce șoricel. Ai găsit gelul de ce? Lasă-i și o bicicletă mică, poate. Ce-a găsit când s-a zis prima dată pe bicicleta câștigatorul Franței? Horoscop cu Amalia. Da, nu m-a pus nimeni la asta, aminte, știi că Chuck Norris a fost singurul care a putut să trântească o ușă rotativă. Gata, acum le spunem pe toate? Gata. A sugrumat o pernă cu o femeie. Și știți câți invitați avem azi? A, să-i stai acasă. Amalia, horoscop, bună dimineața. Ce se întâmplă? Tu și ești, ai lacrimi în ochi, ce s-a întâmplat cu tine? Toate. L-ai strucinat pe ăla, l-ai dat capul de toți păreții. Ăla, acea, uite, cașoare ce le-a făcut. Ăsta mic când iese, o să vă... Mamă, Denis, pericol public. Întreabă, cine au fost ăia? Ia zi, Denis, bunicilor, de era și vechi, de... Ne țineam numai într-o mișcare, uite așa era. Horoscopul începe cu berbec, nu cu șoarece. Anul șoarecului, anul șobolanului. Îi și apasă pe vezică. Nu mă dai. Îți aducem ceva, ești bine? Frate, este că unele acolo. Îți dau drumul direct? Dă-i drumul direct. S-a întâmplat ieri, pe la orele prânzului, în casa colegului Dani. După cum vedeți, Daniela cu pușca cu aer comprimat în dreapta. Hop, și-a apărut băiatul. Opa, ia uite-l. Ia uite-l. Vine. Hop, ia uite-l. Da, nenorocire. Ia. Da, armează, da, toată lumea e pregătită. Mai e unul. Asta e un prieten al meu. Ia uite-l, vine, hai, ușor. Hai vine și... Ușor. Trage-mă. I-a intrat în pantalon. Cum adică? L-a speriat șoricuțul ăla micu. Te-a râd de nebunesc. Da. Bine, dar și ei sunt ok să filmeze un șoarece și unul cum îl împușcă. Cred că sunt super ok, n-au nimica.